Imediat după ce consilierii locale au aprobat bugetul pentru anul 2011, a fost stabilit și modul în care vor fi distribuiți banii pe diverse domenii de activitate. Pentru sportivii romașcani, administrația locală a alocat anul acesta 18 miliarde de lei vechi. Banii au fost împărțiți între echipa de handbal de la Roman și cea de fotbal. Mai exact, 14 miliarde i-au revenit handbalului și 4 fotbalului. Într-adevăr, la capitolul 10, sport, au fost repartizate acele sume de bani. Cu siguranță ele n-ajung nici la handbal, nici la fotbal. Știți cum este? Împărțirea nu e făcută în mod arbitrar, pe anumite bugete, bugetul de la handbal și bugetul de la fotbal, o cotă aparte de procentuală de asigurăm finanțarea de la Consiliul Local. Restul de finanțare se găsesc din sponsorizări directe, să caut soluții, pentru că banii m-am spus, nu ajung nici acolo, să caut noi sponsori, să atragem în lumea handbalului și a fotbalului și mai sunt, pe lângă acele sume de 14 și 4 miliarde, vorbind în bani vechi, mai sunt și sporturile, tenisul de câmp, tenisul, boxul, șahul, sunt alte sporturi, într-adevăr, cu sume mai mici, dar căutăm să le împărțim. Cred eu că pe parcursul anului poate găsim soluții să atragem mai mulți investitori în lumea sportului. Banii veniți din partea primăriei nu sunt suficienți pentru ca echipele să își desfășoare activitatea în condiții optime. Însă rămâne o soluție găsirea unor sponsori sau obținerea cât mai multor victorii și implicit câștigarea campionatelor, care rotunjesc veniturile echipelor.